Părintele Paisie participa la suferințele oamenilor și le rezolva problemele. Un subiect care i-a preocupat în mod deosebit pe cei credincioși în acea perioadă a fost cel al buletinelor de identitate. Încă mai înainte de apariția acestei probleme, starețul a vorbit despre semnele timpurilor și despre Antichrist acolo unde a considerat că este bine. Iar după apariția pe produse a codului Barat ce conține numărul 666 și încercarea guvernului de a introduce noile buletine care aveau să conțină, așa cum s-a dovedit după aceea, banda neagră, numărul 666 și chipul diavolului, starețul a vorbit deschis tuturor. Atunci era primejdios să vorbească cineva despre aceste subiecte și de frica înșelării, dar și din pricina împotrivirilor pe care le-ar fi stârnit. Părinții duhovnici, cu o foarte bună pregătire teologică, evitau să răspundă la întrebările credincioșilor și trimiteau oamenii să afle părerile starețului în legătură cu această privință. La început s-a creat o confuzie chiar și în cadrul bisericii, deoarece, cu excepția câtorva minți luminate, unii, din fericire foarte puțini, propovăduiau părerile lor rătăcite, iar alții rămâneau indiferenți. Atunci starețul a luat poziție și a vorbit foarte clar. Nu s-a limitat numai să răspundă la multele întrebări ale credincioșilor, ci în anul 1987 a scris cunoscuta epistolă Semnele Vremurilor 666. Ea a fost primită cu bucurie de credincioși și chiar și astăzi povățuiește pe mulți. O mare parte dintre ei și-au renegat părerile și le-au primit pe cele ale starețului. Prevăzând că și în viitor va fi trebuință de epistolă, a scris-o din nou, de data aceasta chiar cu mâna sa, și a iscălit-o ca să nu fie schimbate convingerile lui, pe care le-a susținut până la adormirea sa. Tot ce a spus și a scris este rod al rugăciunii, al sensibilității duhovnicești și al vestirii lăuntrice. Voia să trăim viața duhovnicească, să fim bine informați și gata pentru jertfă și mărturisire, acolo unde este nevoie și potrivit cu locul pe care îl deține fiecare. Să nu fim nici nepăsători, dar nici să fim stăpâniți de panică și neliniște. Pe tinerii care îl întrebau dacă trebuie să se căsătorească în aceste vremuri apocaliptice, îi sfătuia să întemeieze familii și să lucreze, pentru că în anii de prigoană creștinii au făcut la fel. Anii în care trăim sunt grei, spunea starețul, și va trebui să suferim, poate chiar să și mărturisim în timpul furtunii care se va dezlănțui. Numai cel care va trăi duhovnicește o va scoate la capăt. Să nu deznădăjduim. Acești ani grei sunt o binecuvântare, pentru că ne constrâng să trăim mai aproape de Hristos. Este o ocazie pentru mai multă nevoință. Acest război nu va fi cu arme, ci duhovnicesc, cu Antichrist. Acesta va încerca să înșele, de va fi cu putință și pe cei aleși. Toate vor fi controlate de fiera de la Bruxelles. După cartele și buletin, vor înainta cu viclenie și la pecetluire. Îi vor constrânge pe oameni să se pecetluiască pe mână sau pe frunte. Numai cei care vor avea pecetea vor putea să cumpere, să vândă și vor avea toate înlesnirile. Dar creștinii care nu vor primi pecetea vor fi chinuiți. Pentru aceasta, încă de pe acum trebuie să se obișnuiască să trăiască simplu și, dacă pot, să aibă un ogoraș, puțin măslini sau un animal pentru nevoile familiei. Această strâmtoare va dura 3 ani, 3 ani și jumătate. Dumnezeu nu va lăsa pe oameni fără ajutor. Starețul respingea logica și tactica unora care spuneau: și ce dacă mă voi pecetlui? Îmi voi face și semnul crucii. Sau voi lua buletinul și voi pune pe el semnul crucii. Sau în sinea mea nu mă voi lepăda. Despre acestea starețul spunea: dacă creștinii de astăzi, cu logica lor, ar fi trăit în timpul prigoanelor, nu am fi avut astăzi niciun mucenic. Primii creștini nu foloseau deloc logica, ci rămâneau neclintiți în mărturisirea lui Hristos și ardeau de dorință pentru mucenicie. Le făgăduiau vrednicii și le spuneau: spune numai că nu ești creștin, iar în sinea ta crede în Dumnezeul tău, sau aruncă puțină tămâie în foc și fă-te că jertfești, iar după aceea poți să nu te mai jertfești, sau fă-te că mănânci din cele jertfite idolilor, iar după aceea poți să mănânci carne curată, sau nu propovădui în acest loc, ci mergi în altă parte. Dar cu niciuna din acestea nu se lepădau de Hristos, ci alergau cu bucurie la mucenicie pentru El, ardeau de dragostea dumnezeiască. Biserica să ia o poziție corectă, să protesteze și să ceară de la stat ca cel puțin să nu fie obligatoriu noul buletin. Se explice și credincioșilor să înțeleagă că dacă vor lua buletinul, aceasta va fi o cădere.
În concluzie, starețul credea că în spatele comuniunii europene se ascunde dictatura sioniștilor. La o dictatură atât de înfiorătoare, numai diavolul se putea gândi. Pecetluirea este lepădare. Chiar și primirea buletinului este lepădare. Din moment ce există pe buletin simbolul diavolului 666 și eu îi scălesc, înseamnă că sunt de acord cu acest lucru. Este foarte limpede că aceasta înseamnă lepădare. Te lepezi de Sfântul Botez și pui altă pecete, adică te lepezi de pecetea lui Hristos și o primești pe cea a diavolului. Altceva este cu bagnotele care au numărul 666. Dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și altceva buletinul care este ceva personal. Chiar și atunci când cineva primește să fie pecetluit, dintr-o neștiință sau indiferență nejustificată, pierde dumnezeiescul har și primește înrăurirea diavolească. În câteva cuvinte, aceasta era poziția starețului, a vorbi cu limpezime și statornicie până la adormirea sa, iar acum povățuiește și învață prin scrierile lui. Dumnezeu să ne ierte și să ne miluiască!